Nicușor Dan, candidat la primăria capitalei din partea Uniunii Salvați Bucureștiul. Am văzut pe site că este partid politic, așa scrie pe site-ul USB. Ați depus actele din câte am văzut la sfârșitul lunii iunie și întrebarea e dacă au ieșit deja, sunteți legal, înregistrat la tribunal sau încă nu? Tribunalul a respins cererea. Când s-a întâmplat asta? O eroare de judecată. Când s-a întâmplat? Ședința a fost pe data de 9 septembrie 2015. S-a redactat soluția, judecătoarea a spus că nu am spus în statut ceva ce noi spusesem, am făcut apel, apelul urmează să fie judecat de Curtea de Apel, probabil în luna următoare. Și aveți convingerea că veți reuși să vă înregistrați legal până în debutul campaniei electorale, astfel fără încât îndoială. Să da. Candidați din partea partidului. Partidului și împreună cu candidați la primăriile de sector, la Consiliul General, la Consiliile Locale ale Sectoarelor. După cum știți, în 2012, din cauza că legea nu permite independenților să formeze liste, noi nu am putut să propunem o listă. Cu voturile pe care le-am obținut atunci la primărie, am fi avut azi 5 consilieri generali. Și atunci întrebarea e așa, dacă veți candida din partea unui partid, USB, veți mai fi candidat independent? Cum vă veți prezenta? Nu, nu. Mă voi prezenta din partea acestui partid. Eu sper ca lumea să înțeleagă că acest partid va face o altfel de politică decât ce s-a făcut până acum. V-aș propune să discutăm despre partid și despre politică. Aveți, vă gândiți să vă faceți filiale în țară sau pentru început veți funcționa doar în București? Până la alegerile locale din 2016 nu vom face altceva decât să ne concentrăm pe campania pentru București. Statutul partidului permite, este un statut național, avem un program național, pentru moment ne concentrăm pe București. După alegerile locale din 2016, în funcție de ce o să apară, e posibil ca nucleele astea să se unească într-un proiect național. Pentru moment cunosc un partid care a depus actele, am și fost la lansare, foarte interesant, la Iași, pentru Iași. Am mai auzit de inițiative la Bacău. Tot așa, partide locale. Locale. Și aceste partide locale, vă gândiți, înțeleg, în perspectivă să formeze un viitor partid mai mare. Exact. Pentru că mă gândeam că Uniunea Salvați București ar fi cam greu de duplicat în țară, că acolo va trebui să faceți Uniunea Salvați Craiova sau Sibiu sau... Da, la Iași se numește Pentru Iași. Pentru Iași? Așa se numește partidul. Are legătură cu ce faceți în București sau sunt inițiative complet separate de dumneavoastră? Suntem... Din aceeași platformă? Din aceeași platformă, da. Ne uităm la transparență, la cheltuirea banului public, adică la lucrurile pe care... A, deci vă cunoașteți cu cei de la Iași, țineți da, legătura cu ei. Da, am fost la lansarea lor, da, mm-hmm. Da, sigur, mm-hmm. Da. Vreau să vă spun ceva, am uitat. Bun, ideea era cum vedeți acest partid evoluând? Asta vreau să vă spun. Am ales acest nume Salvați Bucureștiul pentru ca să pornim de la notorietatea pe care Asociația Salvați Bucureștiul o are deja. Până la alegerile viitoare locale din București, peste deja 8 luni, nu vom face decât să punem toate resursele noastre în aceste alegeri locale. Mai departe, repet, nu poți să inventezi mișcări politice, civice, acolo unde ele nu există firesc. În condițiile corect. În care ele vor apărea firesc, la Sibiu, la Toplița... Dar unde vă mai așteptați, pe lângă Iași, să apară astfel de mișcări care să se coaguleze într-o mișcare politică? Sau unde știți că ar mai putea să apară? Am informații despre Bacău, Bacău, Codlea, Turda, Câmpia Turzii, Cluj... Toate având legătură cu Uniunea Salvați București, în sensul că sunteți în contact cu ei. Sunt oameni cărora le-am trimis statutul nostru ca să se inspire. A, ok. Deci nu sunt complet separați, ci au o legătură cu Uniunea Salvați București, cel puțin asta. Dar au independența lor. Sunt oameni care vor să rezolve probleme ale comunităților pe care noi nu le cunoaștem de la București.
M-am uitat pe programul USB, foarte interesant al minteri, dar ce n-am reușit să-mi dau seama... Prima persoană care îmi spune public asta. Păi l-am citit ca să știu despre ce discutăm aici. Și ce n-am reușit să înțeleg din program este următorul lucru. Proiectul partidului dumneavoastră este de stânga, de centru sau de centru-dreapta? Sau de dreapta? Unde las plasa? Consider că această departajare, consider că nu este momentul ca în societate această... Deci în societate avem un grup de oameni care și-a dat seama că nu se mai poate altfel și care dorește să facă politică. Acest grup de oameni nu este încă suficient de mare ca să-și permită să se împartă în două. În ideologie, stânga-dreapta. În ideologie, stânga-dreapta, pe de altă parte... Că am găsit elemente în program și de stânga, acces gratuit sau lărgirea accesului la educație, la școlarizare, sigur că e o valoare universală, dar în principal susținută de partide de stânga, însă am găsit și foarte multe elemente de dreapta. Ce mi s-a părut în program cumva interesant e insistența pe informatizarea societății la toate palierele și asta mi-a adus aminte puțin de Partidul Piraților din Germania, care au investit extrem de mult în ideea asta de online informatizare, trecerea la etapa asta de liquid democracy, ca să zic așa. Oh, cred că sunt două lucruri diferite. În platforma partidului noi am încercat să punem acele lucruri esențiale pentru România cu care suntem restante. De exemplu, cadastru. Nu cred că poți să faci o dezvoltare urbană sau națională fără să ai toată informația în sistem online. Am vorbit de principii pentru cheltuirea banului public, care evident că răspunde unor probleme pe care le vedem în mod acut în societate. În momentul de față, am vorbit de educație. Deci, eu cred că România la acest moment trebuie să se așeze pe un fundament și eu cred că în platforma partidului nostru se regăsesc, pot să se regăsească toți oamenii care, repet, sunt sătui de modul în care s-a făcut politică și care vor să pună umărul pentru ca viitorul acestei țări să plece de la un fundament solid. Totuși, nu văd cum ați putea funcționa multă vreme în afara unei axe ideologice. Adică, sigur, acum puteți spune, încercăm să ne găsim o cale. Nu, nu cer scuze că vă întrerup. Și mai este o chestiune foarte, foarte pragmatică. Dacă vrei să treci pragul de 5%, nu poți să-ți permiți să te divizezi prea mult. Pe de altă parte, nici nu poți să-ți permiți să stai prea mult așa între două ape și cred că orice partid serios la un moment dat se definește, își găsește o ideologie, adică sunt mai aproape de stânga, mai aproape de dreapta, nu discutăm de ce avem în România, atenție, discutăm de marile orientări. Merg mai mult către stânga, către teme de natură socială sau merg mai mult către dreapta, pe teme de natură economică legate de proprietate, producerea banilor și așa mai departe. Eu repet ce am spus, consider că în situația actuală a României sunt niște chestiuni de rezolvat, de exemplu problema proprietății. Care o temă de dreapta, să zicem așa. Eu cred că este o chestiune de fundament al statului de drept, ca regimul proprietății să fie pentru odată lămurit în România. Da, deci cred că România este încă la stadiul în care trebuie să aibă un fundament și că distinția asta stânga-dreapta este o distinție subtilă care poate să fie operată mai târziu. Când... Ca să vă mai dau un așa să zicem, politica fiscală. Care este diferența de bani între stânga și dreapta pe proiectul național de buget. Probabil că e o sumă de
până într-un miliard de euro, să se ducă mai puține taxe versus mai multe chestiuni sociale, pe când în România se fură 5 miliarde de euro pe an. Deci, haideți să rezolvăm problema celor 5 miliarde de euro pe an și după aceea să vedem cu miliardul ăla dacă îl ducem la stânga sau la dreapta. Apropo de furt, am văzut că la lansarea partidului pe 1 iulie ați făcut-o peste drum de DNA cu o declarație programatică cel puțin interesantă. N-am ales întâmplător fundalul din spate, spuneați. Se vede clădirea DNA, procurorii DNA curăță, noi suntem obligați să punem ceva în loc. Suntem obligați să aducem oameni competenți, oameni morali, buni profesioniști care cunosc problemele Bucureștiului. Și acum întrebarea e, îi aveți? Da, o să-i vedeți. La sectoare, de pildă, spuneați că veți avea candidați, ne puteți la câteva nume? Nu acum. Nu acum, pentru că este o decizie pe care, acum nemai fiind candidat independent, o să o luăm împreună cu toți colegii. Oameni pe care îi avem, pot să vă spun doar tipuri de oameni pe care îi avem. Avem câțiva oameni care au făcut propriile lor afaceri. Avem oameni din profesii liberale, arhitecți liberali, avem oameni care au poziții în companii, avem oameni din mediul universitar. Știți de ce vă întreb de nume? Pentru că am mai avut exemple de partide noi care s-au înființat în jurul unei lider, în jurul unei figuri carismatice, dar n-au mai cultivat în jurul lor alte personalități, astfel încât partidul să devină într-adevăr o organizație de oameni și nu o organizație creată în jurul unei figuri. De asta insist și vă întreb, cine sunt oamenii cu care veți fi obligat până la urmă să defilați în București și să spuneți, uite, pe ei mă bazez. Totuși a rămas puțin timp la dispoziție. Alegerile sunt anul viitor în iunie. Da. Este, pe oamenii ăștia o să-i vedeți la o mare lansare a tuturor candidaturilor noastre pentru toate pozițiile astea. Când pregătiți această mare lansare? Probabil că nu înainte de 1 ianuarie. Deci va avea loc anul viitor. Bun, mergem mai departe și v-aș propune să discutăm despre politica dumneavoastră de alianțe. Importantă, că vă place sau nu, într-un oraș ca Bucureștiul, dacă veți ajunge primar general, veți avea nevoie de o majoritate în Consiliul ăsta, așa cum e, el funcționează, aveți nevoie de el. Altfel, ajungem la blocajele din trecut, le-am văzut, nu folosește nimănui un primar cu un CGMB ostil, cu care nu se înțelege și nu poate lua decizii. Prin urmare, cum veți face să aveți puterea și în Consiliu? Bun, sunt două paliere de răspuns. În primul rând, în opinia publică există această idee parțial falsă că primarul nu poate să facă nimic fără Consiliu. Primarul este șeful executivului. Deci toți cei 1000 de funcționari din primăria municipiului București sunt în subordinea lui. Primarul poate să, impunându-le standarde de performanță, primarul poate să pună ordine și poate să-i dea afară dacă nu îndeplinesc aceste standarde de performanță. Primarul poate să facă transparent tot ce înseamnă activitatea primăriei. Primarul organizează licitații. Primarul poate să facă licitațiile foarte transparente. Și aici vorbim de 400-500 de milioane de euro pe an, care în loc să meargă în buzunarele unor oameni, pot să meargă să stimuleze economia locală, pentru că nu sunt numai doi oameni care poate să pună borduri sau băncuțe sau ceasuri sau panseluțe sau, în fine, să anvelopeze blocuri în București. Și la fel în tot ce înseamnă activitatea de construire, primarul este practic șeful arhitectului șef. Deci sunt o grămadă de lucruri pe care primarul poate să le facă independent de relația pe care o are cu Consiliul General. În ceea ce privește relația cu Consiliul General, e adevărat, există o problemă în momentul în care se discută de alocarea bugetară.
de anumite proiecte care au nevoie de votul Consiliului, majoritatea proiectelor importante, alocația bugetară, nu-i puțin lucru, decidem unde se duc banii. Da. Deci, despre... Dar și aici este un joc în care, de fapt, nu Consiliul, pentru că Consiliul nu poate, are dezavantajul pe care lumea nu prea știe, el nu e în stare să creeze proiectele. Proiectele sunt create de un aparat executiv care sunt în subordinea primarului. La fel, Consiliul poate să aprobe sau să nu aprobe sau să modifice un buget pe care primarul îl propune, dar nu poate să propună o structură de buget. Deci este din nou un echilibru între primar și Consiliul General. Am depus actele pentru înființarea acestui partid pentru ca acest partid să poată propună și consilier general. Bun, dar e realist vorbind, e puțin probabil ca USB să câștige singur o majoritate acolo, sigur dumneavoastră veți spune, dar noi asta ne propune, realist e puțin probabil, și atunci, vrând nevrând, mergeți la alianțe politice. Care ar fi opțiunea 1 privind o posibilă alianță dintre partidele existente, evident? Da, știți că nu o să vă răspund în momentul ăsta la această întrebare, pentru că nu avem candidații și nu avem programele cu care partidele vor veni în alegerile de anul viitor. Evident, vom lua o decizie rațională la momentul potrivit. Pentru noi acum e foarte important ca oamenii să înțeleagă ceea ce vrem să propunem. Apropo de candidați, PNL de pildă, am văzut că cel mai probabil va fi Cristian Bușoi. Ce părere aveți despre domnia sa? Da. Mărturisesc că nu am făcut o cercetare foarte amplă asupra activității lui, pentru că nu este încă un candidat oficial al PNL și așa numai din informații pe care nu m-am aplecat cu foarte multă seriozitate, înțeleg că a fost consilier general în mandatul 2004-2008. Asta e o bilă neagră, pentru că în mandatul acela s-au aprobat foarte multe lucruri nocive pentru oraș, Catedral, Plața, printre ele. Consilier general în... În Consiliul General. Da, s-ar putea să mă înșel. L-am auzit pe Ludovic Orban spunând asta despre domnul Bușoi.